Înțelegerea pe care am avut-o cu domnul primar Dobre pe această temă a fost înființarea unui ADI, numit Confort, numirea este alesă de către dumnealui, pentru a realiza viitoarele investiții în parteneriat cu Primăria Municipiului Ploiești pentru ceea ce înseamnă reabilitarea rețelelor atât de producție cât și de distribuție pentru termoficare. Nu vorbim de o societate care nu s-a discutat înființarea unei societăți, nu s-a luat în calcul o astfel de analiză. Din ceea ce am discutat în baza studiului efectuat de către Rom Capital și plătit de către ambele părți, atât noi cât și Primăria Municipiului, acolo, în urma analizei, s-au evaluat mai multe posibilități și, bineînțeles, una dintre acele posibilități de gestionare a sistemului pe viitor era înființarea unei societăți în parteneriat. Eu pot să-i transmit domnului primar Dobre pe această cale că noi ne dorim predarea acestei centrale de producție către Primăria Municipiului Ploiești, pentru că văd că dumnealui se implică foarte mult și știe tot ceea ce trebuie făcut în ceea ce privește gestionarea acestui sistem. Eu, unul, mi-am asumat faptul că Consiliul Județean nu a administrat și nu a gestionat niciodată această unitate de producție a energiei termice și din acest motiv am preferat și am agreat de fiecare dată să fie continuate discuțiile cu un partener privat, numele lui chiar nu contează că este Veolia sau orice altă societate, pentru că Consiliul Județean nu își poate asuma o astfel responsabilitate, una destul de mare, spun eu, față de cetățenii ploieșteni. Din acest motiv îi vom preda, îi vom solicita să preia această unitate de producție, iar dacă dumnealui consideră că știe ce are de făcut, pentru că până în acest moment nu a dovedit că știe să administreze orașul, mai mult o termocentrală, îi doresc mult succes. Sunt costuri mult prea mari? Costurile inițiale pentru producția viitoare, da, pe un an de zile, da, atât ceea ce privește apa caldă cât și termia, se ridică undeva la 5 milioane de euro. Doar costurile inițiale, pentru că trebuie achiziționat gazul în avans, trebuie plătite anumite certificate, stația de cogenerare, trebuie obținută licență. Noi nu am avut de-a face până în acest moment cu astfel de situație. Dumnealui intră într-o zonă întunecată despre care nu are cunoștință și totuși se ridiculizează spunând că știe ce are de făcut. Consiliul Județean ar putea să...